Bună ziua, dragi telespectatori, la o nouă emisiune cu Metin Cerkes. Vom vizita Turcia, Göreme, Capadocia. Capadocia, practic, este o zonă din Turcia și cred că este unică în lume și merită să mergeți să o vizitați. Nu este nici scump, dar să știți că este un tărâm de poveste, e un basm. Veți vedea, pentru cei care vreți să mergeți să vă dați cu baloanele, veți zbura deasupra unor conuri vulcanice apărute cu milioane de ani în urmă. În Capadocia o să întâlniți practic și excursii interesante, excursia roșie, verde sau albastră. O să mergeți, dacă vreți, și vă recomand această firmă numită Fairland Travel, îl veți găsi pe Atila, și un pont. Nu cumpărați excursiile cu balonul din România, pentru că sunt foarte scumpe, o să vă ceară, o să vă jecmănească practic agențiile din România, indiferent care sunt ele, Carpathian Tour sau Bavaria sau Hello Holidays, și o să vă ia 200 de euro sau 140 de euro. Mergeți în Turcia la acest domn deosebit, e în centru la Göreme, o să vă ia doar 65 de euro ca să zburați cu balonul. Este un prilej să vedeți apusul sau să vedeți răsăritul soarelui. Vedeți și dumneavoastră această minunăție, această feerie, practic este un tărâm de vis. Vă puteți caza la un hotel local, Cave House, exact în aceste peșteri. În aceste peșteri, vedeți și dumneavoastră, în muzeul în aer liber din Göreme, sunt biserici creștine. Dacă doriți, o să vedeți picturi, picturi din secolul 4 era noastră, din secolul 5 era noastră. Să vedeți cum oamenii în acele vremuri se ascundeau în peșteri, dar nu își pierduseră credința în Dumnezeu așa cum și-au pierdut-o azi. Puteți să vizitați orașele subterane, 8 etaje în adâncime, așa se fereau de dușmani și au trecut peste toate acestea. Acum vedeți și dumneavoastră că nimeni nu mai luptă, dar dacă mergeți și vedeți acest peisaj mirific, desprins dintr-o altă lume, o să vă dați seama că trăim degeaba dacă nu vedem aceste locuri minunate. Sunt în Turcia, puteți să ajungeți cu avionul pe aeroportul Nevşehir sau cu mașina de la Istanbul, sunt 800 de kilometri, și mergeți pe autostradă spre Kayseri și imediat ajungeți acolo. Vă dați seama ce frumuseți avem, nu le-am văzut. Oamenii trăiau în aceste peșteri și erau fericiți. Astăzi trăim în zgârie nori și vedeți și dumneavoastră că nu mai suntem fericiți. Ne vrem viața înapoi. Vrem să trăim și să inspirăm. V-am arătat Göreme. Göreme înseamnă practic o minunăție, a opta minune a lumii, aș spune-o. Și mulți, chiar și mulți din Turcia, încă n-au cunoscut și n-au văzut aceste frumuseți. Intrați pe Google, intrați și o să vedeți întotdeauna că ceea ce vă recomand este extraordinar. Acolo o să găsiți peșteri unde au stat sfinți, sfinții Simion și mulți, mulți alții. Vă taie răsuflarea, o să vedeți practic restaurante în apă, într-un izvor, veți vedea toate aceste minunății ale lumii, practic, e un tărâm de poveste pe care eu poate nu pot să vi-l exprim. Restaurant în aer liber, într-o apă, la noi nu o să vedeți așa ceva. Vedeți și dumneavoastră, iubesc animalele și pisoii și câinii. Acesta este un tărâm de vis, e Valea Porumbeilor, iarăși uitați și dumneavoastră practic ce minunății ale lumii avem și putem să le vedem, sunt atât de ieftine. Dacă ajungeți acolo, nu uitați această firmă, Fair Travel, e chiar în centru, veți avea excursii, dacă doriți, cu ATV-ul și veți vedea un apus de soare extraordinar, sau, dacă doriți,
veți vedea, uitați-vă și dumneavoastră la acest apus, este mirific, la fel răsăritul de soare din balon. Cuvintele pe care eu vi le spun acum nu pot acoperi minunăția de acolo. Este totul, practic, este ceva de vis. Să mâncați din acest vas de lut care este spart, o carne de vită, de pui, de vițel, este un dar al gastronomiei de acolo, din Göreme, din aceste formațiuni. Aici au fost călugări, a fost Sfântul Simeon, aceasta era chilia sa și, repet, este o minunăție a lumii să vedeți Göreme, Capadocia. Vizitați cu încredere, vă recomandă Metin Cerchez.